Astăzi, 15 iunie, a avut loc conferința de deschidere a proiectului Viziune 2020, evenimentul fiind marcat de semnarea două acorduri cadru privind furnizarea a 476 de autospeciale de stingere a incendiilor. Instituția pentru situații de urgență Drobeta este beneficiarul acestui proiect. În baza celor două acorduri cadru vor fi încheiate contracte subsecvente pentru furnizarea a patru autospeciale de stingere cu capacitatea de 4.000 de litri, respectiv două autospeciale de stingere cu capacitate de 10 tone. Și acum ați putut observa, ați participat și noastră la videoconferința organizată de Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul pentru Situații de Urgență. Practic, pe programul Operațional Infrastructură Mare, inspectoratul nostru va fi beneficiarul a 6 autospeciale, între care două de capacitate foarte mare, 10.000 de litri, și alte patru de capacitate mai mică, 4.000 de litri. Fiind doar beneficiar, nu vreau decât să felicit colegii noștri de la Inspectoratul General, Departamentul de Situații de Urgență, deoarece aceste autospeciale sunt deosebit de utile la nivelul tuturor inspectoratului județene pentru situații de urgență, deoarece, așa cum știți, noi avem la nivelul județului Mehedinți aproape 99% din autospeciale noi, mai avem doar două autospeciale care sunt vechi, dar însă cu aceste 6 autospeciale noi care le vom primi și aceste două vom scăpa, să zic așa, ghilimele de rigoare, însă spun eu că sunt foarte benefice și având în vedere că incendiile rămân în continuare riscul cel mai mare la nivel național de producerea tuturor situațiilor de urgență. Încă o dată felicit echipa de la Inspectoratul General, Departamentul de Situații de Urgență, și nu facem altceva decât să ne îmbunătățim dotarea la nivel județean și în scopul de a proteja populația, de a asigura un climat cât mai sigur pentru cetățeni. Suntem o instituție care suntem în slujba cetățeanului, motiv pentru care îi asigur acum încă o dată că ISU Mehedinți este pregătit pentru a interveni în orice situație, pentru orice tip de risc. La această conferință a participat și prefectul județului Mehedinți la invitația inspectorului șef al instituției pentru situații de urgență Mehedinți. Un eveniment important care a fost derulat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și aici e vorba de semnarea a două acorduri cadru pentru achiziționarea unor autospeciale pentru stingerea incendiilor. Este vorba de 476 de autospeciale care se vor achiziționa la nivel național. Bineînțeles, proiect derulat pe programul operațional Infrastructură Mare. Au participat la acest eveniment Ministrul Afacerilor Interne, domnul Lucian Bode, Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, domnul ministru Cristian Ghinea și, în mod firesc, Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, domnul general Iamandi. I-am felicitat pe colegii noștri, pe salvatori, pentru faptul că știu să pregătească și să susțină documentațiile necesare pentru accesarea fondurilor europene. Mijloacele tehnice vor fi destinate intervenției pentru stingerea incendiilor în mediul urban și rural, ce necesită cantități însemnate de substanțe stingătoare, punându-se accentul de deplasare rapidă, realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenție și utilizarea apei cu randament de stingere ridicat.